Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre cuvinte și sensurile lor, sensul propriu și sensul figurat. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. La ce vă gândiți când auziți cuvintele picior, braț, umăr? la părțile corpului, nu-i așa? Avem nevoie de un context, de un enunț pentru a ne duce cu gândul la acest sens? Nu. Cuvintele amintite au sensul de partea a corpului în enunțurile următoare? Masa se sprijină pe picioare. Brațul fotoliului este lat. Ana are umerii obrajilor roșii de emoție. Nu au sensul de parte a corpului. În aceste cazuri, avem nevoie de context pentru a înțelege ce sens atribuie vorbitorul cuvintelor? Da! Cuvintele amintite au sensul de parte a corpului în enunțurile următoare? Pe de plai. Iarna ne cuprinde cu brațele ei reci. Poezia este ochiul care plânge, ea este umărul care plânge. Nu au sensul de parte a corpului. Și în aceste cazuri, avem nevoie de context pentru a înțelege ce sens atribuie vorbitorul cuvintelor. Să observăm! Trebuie să ții piciorul întins, a spus profesorul de yoga. Cuvântul picior este folosit cu sensul obișnuit, cunoscut de toți vorbitorii, și se referă la un aspect din realitate. Este sensul propriu de bază, și reprezintă ceea ce un cuvânt are specific în sine, în orice context. Este primul sens din definiția de dicționar. Să observăm în continuare. Băiatul s-a împiedicat de piciorul scaunului. Cuvântul picior este folosit cu un sens cunoscut de vorbitori. Se referă la un aspect din realitate, dar este rezultat dintr-o asemănare și depinde de context. Acesta este sensul propriu secundar și este înrudit cu sensul propriu de bază. Așa cum piciorul este partea organismului și sprijină corpul, așa și piciorul scaunului are rol de susținere. Între cele două sensuri există o legătură. Să observăm sensul cuvântului picior în fragmentul ce urmează. Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Cuvântul picior este folosit cu un sens neobișnuit, are valoare expresivă și formează o imagine poetică. Acest sens este unul figurat apare mai frecvent în operele literare. Nu există nicio legătură de sens comună cu sensul propriu. Să exersăm împreună. Indicați ce fel de sens, propriu de bază, propriu secundar sau figurat, au cuvintele scrise colorat în enunțurile alăturate. Ioana are ochii căprui. Sens propriu de bază. Bunica îmi pregătește la micul dejun ouă ochi. Sens propriu secundar. Poezia este ochiul care plânge. Ea este umărul care plânge. Ochiul umărului care plânge. Ochi are sens figurat. Să exersăm în continuare. Indicați ce fel de sens propriu de bază, propriu secundar sau figurat au cuvintele scrise colorat în enunțurile alăturate. Am găsit o monedă antică la gura unei peșteri. Gură este folosit cu sens propriu secundar. Rechinul a deschis gura pentru a înghiți peștii. Gură este folosit cu sens propriu de bază. În picior de plai pe o gură de rai. Aici, cuvântul gură este folosit cu sens figurat. Vă propun următoarea activitate independentă. Bifați caseta corespunzătoare sensului cuvântului scris colorat în enunțurile de mai jos. Brațul macaralei ridică greutățile. În acest enunț, cuvântul brațul este folosit cu sens propriu secundar. Pentru celelalte enunțuri, vă las pe voi să identificați sensurile. Cântăriți bine sensurile cuvintelor înainte de a le folosi. Succes!